i-ați înnebunit? Păi știți voi să cântați, mă? Dar da. Nu trebuie să știți șeful. Păi ce, aia care apare pe la Antonii, pe la MTV-ul știe? MTV, șeful. Cunosc tâmpitule, dar vreau să fac un spirit de glumă. Nu știe șeful niciunii să cântă. Ăștia scoate așa melodii pe bandă rulantă ca mitraliera mea. Mărlane, ministerul se referă la melodii ostășești, nu la hip-hop-uri, techno și ce mai vezi tu pe atomic. Apropo, mă, ăștia au sediul la Cernavodă sau de ce îi cheamă așa? Nu, șef, sunt aici, din București. Știam, mă, tâmpitule, dar am făcut și un spirit de glumă. Tâmpitule! Super glumă, șef! Zice șeful, ne lăsați pe noi să ne înscriem la concurs? Măi, eu știu de ce vreți voi să vă înscrieți în concursul ăsta. Ba, lua mințile, premiul ăla. Ca e un fals, șeful, ce spuneți, nu e numă? Da! Da! Păi, vedeți ce, ne știți pe noi culpavi, aviz după premii. Băi, și dacă, Doamne ferește, câștigați, 30% din premiu este al meu, taxă de impresariere. Țineți minte. Dar ce aveți, șeful dumneavoastră? Nu vă bucurați? Ba da, mă, tâmpite, dar n-am timp acum, că eu crez. Nu vedeți că șeful creează? Pam, 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 pam! Genial! Magnific! Este, mă, când v-am zis eu că sunt un talent nenăscut. Senzațională, șef! Senzațional! Dar nu ne-o cântați toată? Păi asta-i toată! Cum asta-i toată? Asta-i doar finalul! Exact, mă! Că pe final m-am concentrat, că finalul trebuie să fie apoteotic, trebuie să fie genial, grandios, mă! Că dacă finalul e grandios, restul piesei la mânghia mică, de la piciorul stâng. Păi și restul melodii? Restul melodii o face Moga, mă, ca să iasă hit. Chiar cu așa, e că am și uitat. Pune una pe telefon, sună-l pe Moga și zic că am zis eu să facă piesa pentru finalul ăsta. Dar nimeni nu-i mai zice de bine. Pune-i doar finalul că recunoaște el automat. Îl știți pe Marius Moga? Nu, dar el trebuie să fie auzit de mine. Unu-i sergentul Mărlanu pe lumea asta? Pune mă la sună! €2000! Inconștientule! Dar eu nu sunt muzician, iubi. Și ce contează, mă? Fiz e muzician? Costi Ioniță e muzician? Ha? Normal. E dentist, fătălăule. Da, la care scoate dinții din gură, cum ar trebui să ți-i scot eu ție acum. Au să dea el cu piciorul la €2000 și să-i lase pe fătălăie aia să ia. Dar stai, dragă, liniștită, că n-au cum să câștige. Și dacă câștigă, mă? Dacă câștigă? Te zgâri pe ochi? Păi te zgâri! Și te zgâri și eu! Câștigă pe naiba. Ce, știu aia să compună? Și dacă plătesc un compozitor să le fac o melodie, mă, a? Aud? Ei, nu-i duce capul pe ăștia la așa ceva. Nu m-a scuzat ceva. Să trăi, șeful. Avem și noi o mică rugăminte. Se poate să dăm și noi un telefon scurt în America? Vrem să-l rugăm pe Marius Moga să ne compună și nouă melodie. Nu-i duce capul, a? Putem?
Nu puteți, mă, nimic! Nu puteți! Ieși! Ieși, am zis! Ieși! Da, să trăi! Băi, e super tare asta, frate! Și compune câte 4-5 de-astea pe zi. Dai seama câți bani face ăsta? Șeful, mi-ați promis că mă lăsați pe mine să-l sun. Te las, fui, dar ai grijă ce negociezi cu el, că dacă s-aruncă la bani, vă umplu botul de pum la amândoi. Dacă mă văd cu el, îl... o fac gratis. Nu, doamne, mă. La piesă mă refer, obsedaților. Ne lasă să sunăm? Cum nu? De ce nu? Habar n-am. Bănuiesc că din cauza tarifului. Păi nu i-ai zis, idiotule, că încerc eu să negociez, să scot piesa gratis? Tariful de la telefon, Toanto. Că dacă vorbești în America, plânge factura. Aici cam are dreptate, mă. Trebuie să găsim unul pe plan local aici de țară. Exclus. Moga e cel mai bun. Ați înnebunit? Lăsați că îl sun eu, găsesc eu o soluție. Gogoașe! Da, să drept! Dă-mi telefonul lui Moga. Îl sunați dumneavoastră? Da, mă, da, lasă, mai mă gândesc eu. Tu dă-mi numărul ăla odată. Da, să drept! Să... Mă, Marius Moga, uite. Da, să ne ziceți nouă ce zice șeful. Bine, mă, bine, bine, hai, dispari. Da, să trăiți. Poftim. Da, te rog eu frumos să încerci să negociezi, că vedetele astea sunt obișnuite să ia bani mulți, să ceară bani mulți ca să aibă de unde să scadă, știi? Ce vorbești? Mă înveți tu pe mine afaceri. Auzi, mai bine te-ai duce să vezi ce fac ăia acolo, că poate fură vreo piesă de pe net și zic că e a lor și îmi fuz pușcăria, George, pentru furt intelectual. Hai, ieși, du-te! Hello? Los Angeles? Music Factory? Yes, please. With Marius Moga. No problem. I'm waiting. Păi, dar voi ce faceți cu ăsta aici? Oh. A? Să nu cumva să luați după net vreo melodie și să ziceți că e a voastră, că vă crăp! Să nu ziceți că nu v-am avertizat! Genial, bă! Cum mama dracu de nou nu ne-a dat până acum în cap să facem asta? Mie mi-a dat în cap, șeful. Ca așa fac toți compozitorii de pe la noi. Problema e că pe net nu prea se găsesc marșuri de-astea pentru soldați. Păi cine ți-a zis, mă, să cauți marșuri pentru soldați? Aud? Alea să cânta cât era băta mare. Fată mergea afară în cismigiu și... cânta! Acum nu mai e, acum eu vreau să scoți o piesă modernă, un hit, un ceva care să danseze juriu pe masă când o ascultau, mă, să ne punească aia. Pune mâna și caută. Adres. Ochiurete, tu nu vezi că ăștia vor să profite de tine? Tu ești singurul care are voce și care poate să cânte. Adică, tu îți faci treaba și eu premiul. Mămica, dar... Nici o mămică, Chiorete! În loc să tragi pentru familie, pentru casă, tu vrei să împarți câștigul cu toți afonii. Loricica, dar eu nu pot să particip singur. De ce, Chiorete? De ce nu poți să particip singur? Pentru că n-am melodie. Îl sun pe Moga. Păi ce, banii tăi nu sunt buni? Păi cu aia 2000 de parai îl plătești pe ăla liniștit și ne rămân și nouă o grămadă. Dar las că știu eu, Chiorete, că tu vrei să-i împarți cu toată unitatea. Și nu cu iubițica ta, care te iubește.
Mult. Dar n-am voce, iubii. Și ăsta e un motiv ca să împarți premiul ca fraierul cu toată unitatea, mă? Sună al naibii mai repede pe Moga, că te faci ăla pe calculator de sun ca Pavarotti, mă. N-auzi, dragă, că e ocupat cu... Ei, dacă îi faci o ofertă serioasă, n-o să mai fie. Dar lui chitrosul ăla de colonel ce fi vrut să-i zică, mă? Că sigur l-a chemat pe 2 lei. Ca să-i rămână lui și lui fomista aia de nevastă sa banii. Dar mă rog, dacă vrei să le faci cadou 2000 de euro, în loc să ni faci cadou 9... Domn sergent, dar dacă nu putem să concurăm cu hit de discotecă? Ăștia au zis că trebuie să fie melodie ostășească, să poți să bați pasul de defilare pe ea. Lasă, trașcă, că profesioniștii defilează pe orice, mă. Ritm să aibă. Șefu, am găsit piesa. E a doua. Bagă. Domn sergent, cum ziceați? Profesioniștii pot să defileze pe orice? Ah, nu-i problem. Eu stai în telefon. Ok? Ce cauți mai aici? Îl sun pe Moga în interesul companiei, dar tu... Eu am de dat urgent un telefon acasă. Hai, dispar de aici. Hai, nebunit, abia am prins legătura. Sună și tu de pe altă linie. Păi cum să sun de pe altă linie? Că asta este singura linie internațională din unitate. Ai nebunit? Păi n-ai zis, mă, că sună acasă. Da? Ah, da, acasă. Acasă, la o rudă din Germania, mă, ca să ne cumpere și nouă niște instrumente muzicale mai ieftine. Nu știi că trebuie să arătăm la concurs că suntem fanfară? Hai, du-te, că te chemă când termin, hai. No, nu închide, că știi ce greu se prind liniile astea internaționale. Du-te! Alo? Alo, Mr. Moga? Alo? Alo? Tu n-ai terminat, mă! Nu, dragă, că sunt inundate liniile și vine greu legătura. Hai, pleacă de aici! Hello? Hello? Mr. Mog? Ce faci mai aici? Vreau să sun la... Unde, mă? La o farmacie! Are Loricica nevoie de niște medicamente, că e bolnavă. Hai, dă-te la o parte, că e urgență. Hai, lasă, du-te și sună tu de pe altă linie, hai. Nu pot, mă, că mie îmi trebuie de asta internațională, că sunt domna în străinătate, că la noi nu se găsește medicamentele astea. Așa grav e? E foarte gravă, mie... Teamă să nu fie de-aia contagioasă, cum îi zice, mă, gripă de-aia caviară. Și dacă o ia ea, ți-o dau și ție. Mi-o dă mie, ți-o dau și ție, că știi că eu dau. Nu. Stai. Hai, du-te. Hai, prostie pupăză asta. Sărut mâna, Duduie. Vă rog să-mi faceți și mie legătura la Los Angeles, vă rog. Asta-i culmea, mă. Eu eram la rând. Pleacă, fai dracu, dacică. E Loricica contagioasă. Cred că a luat gripă de-aia utilitară. Tu nu vezi că eu acum sun la Uniunea Europeană? Ia-și dracu afară. Te uita ca mâța în calendar. Zât!
Ebi prostul că e marfă. Mă trimit? Trimite-mă, Gogoș. Stați puțin, tot sergent. Nu cumva e prea zgubilitică melodia asta? Gândiți-vă, o să-și dea sufletul ăia care o să defileze pe ea. Și care-i treaba, bă, ce defilăm noi? Uite, mă. Câinele mare de grijă altui și prostul mare de grijă calului. Șef, o să râdă juriu de noi. Lăsați-mă să-l sun pe Moga și atunci... Nu sunt niciun Moga, că mai mult ne costă telefonul dacă... Așa, lasă pe asta, că asta e Moga. Ăsta e Moca. Tu n-ai terminat, mă? Să trăiți, șef, mă scuzați, era nici de să... Și cauți foi aici! M-a rugat șeful să-l sun pe Moga. Hai, dă-te! Ești sigură că pe Moga îl suni? Vezi că dacă mă miste cap! Plus că te caută Loricica cam disperată. A făcut sergentul mișto de ea și a zis că ești pe centură la... Loricica, mă, să-i dracu cu glumele voastre! Mai glumiți voi, nu cu Loricica, că dacă nu vă crap! Chiorete, mai ești mă acolo? Da! Auzi, mă, sigur ești contagios? Chiar nu pot să intru? Nu! Ce ca o soldat aici? Am păzit telefonul, să trăiți, că a sunat secretara lui Moga de la Los Angeles și a zis că vrea să vorbească cu noi. Cred că s-a răzgândit ăla și vrea să ne facă piesa. Ai vorbit tu cu el? Da! Adică nu, a rămas că ne sună el când iese din studio. Bine, ieși că vorbim noi cu el. Da, hai! Ai mei sunt bănuții mâncaiar, mama. Aș dori legătura cu Los Angeles, vă rog. Rămâneți cu noi, revenim imediat. Cui ați trimis, mă? Și ce ați trimis? E super piesa, șeful, nu? Rupem concursul cu ea. E cea mai tare, am zis să vă facem o surpriză. Ce surpriză, mă? Vreau să aud și eu. Imediat, șef, Gogoașe. Bagă, din urmă. Să trăiți, domn general! Să trăiți, domn general! Colonele, voi vă bateți joc de banii contribuabilului? Ce a ajuns bugetul armatei, mă? Portofelul vostru personal? Dar ce s-a întâmplat, domn general? Uite ce s-a întâmplat! Cine sună în America, mă, 24 de ore din 24? Eu? De ce milioane? Hai, auzi, șeful, muzica, ci? V-am zis că o să le ține de plăcere! A, deci voi ați trimis aiurea la aia pentru concurs. E super piesa, șefu, e hit. Hit, a? Ia să văd cum defilați după el, mă. Păi defilam, nu? Cum defilam? Acum? Acum, acum. Idioților! 70 de milioane, a? Da, a vorbit și soția dumneavoastră. Gura! Ei, acum, chiar trebuie să câștigați concursul. Că altfel, plătesc factura de telefon din soldele voastre.
Îl câștigăm și a fost azi liniștit. Numai că trebuie să găsim pe cineva ca să descrie muzica. Eu presimt că o să vină Marius Moga. Vine Marius. Ce v-a venit unul la poartă, tinerel cu codițe, cu alea ce că Marius Moga? Parcă nu știu că Mogulescu ăsta e un bătrânel de la simpatic cu ochelare, așa cu... Idiotule, chiar trebuia să vină. Ce ai făcut? Am discutat pe limba lui. I-am dat un do de sus și l-am ascultat cu urechea. Slab, slab, șeful. Mi-am dat seama imediat că nu e Moga. A, bine că ai apărut. Vezi, las-o mai ușor cu... Că te îngrași. Hai, mai treci o dată. Colonelul Demn, să-mi piedică, nu s-o uită. Îi pun militarii cu piedică, nu are treabă, mă mâncate. Foarte bine. N-are nicio treabă el, mă. El știe că trebuie să ajungă acolo, n-are nicio treabă. Așa-mi place. Tu-ți vezi, simt obiectivul, n-ai treabă.